Peste 2 milioane de lei este suma primită de Casa Județeană de Asigurări de Sănătate, Olt, în urma rectificării de luna trecută. Acești bani asigură în totalitate cheltuielile spitalelor oltene, inclusiv plata salariilor după majorare până la sfârșitul acestui an. Practic au fost finanțate prin această rectificare toate domeniile de îngrijiri medicale, începând de la spitale și încheiind cu celelalte, cu îngrijirea domiciliu și dispozitive medicale. Sumele au fost în foarte multe cazuri acelea pe care le-am cerut, adică sumele necesare pentru activitatea până la sfârșitul anului. Suma totală primită prin rectificarea bugetară a fost de 22.700.000 de lei noi, aproximativ, deci cam 27 de miliarde de lei vechi. V-am spus în unele cazuri și vorbim de cazurile fericite, adică spitalele, dispozitive medicale, paraclinice, clinice, medicină primară, sunt fonduri care permit desfășurarea activității până la sfârșitul anului fără probleme. Cel puțin la spital vreau să vă spun că e unul dintre anii buni în care încă din luna septembrie avem toți banii până la sfârșitul anului, deci niciun spital nu are probleme cu finanțarea până la sfârșitul anului, asta și în condițiile în care plătim pe lângă banii pentru servicii medicale, plătim și banii pentru ordonanța 35 și banii pentru ordonanța 20, cele două ordonanțe care privesc majorările salariale din sănătate. Deci spitalele primesc sume destul de consistente la acest moment, atât pentru servicii cât și pentru majorările salariale. Cu toate acestea, serviciile de ambulanță, recuperare medicală și îngrijire la domiciliu a pacienților au fost vitregite. Banii primiți pentru aceste servicii nu acoperă nici 10% din necesar. În prezent, lista de așteptare a solicitărilor pentru îngrijiri la domiciliu este foarte lungă. Problemele apar la cele două domenii pe care vitregite de la începutul anului și aici mă refer la trei, de fapt, domenii vitregite. Mă refer la îngrijire la domiciliu, mă refer la ambulanță și la recuperare medicală. Aici sunt probleme de finanțare, în sensul în care din sumele pe care le-am cerut au venit aproximativ 40%, deci mult prea puțin față de necesarul nostru. Ca să vă dau un exemplu, la ambulanță contractul nostru este de 9.000 de lei pe lună, 9.900 de lei pe lună, asta înseamnă până într-o 100 de milioane de lei vechi, deci fonduri absolut insuficiente pentru desfășurarea activității. La recuperare medicală, de asemenea, am avut discuții multe cu furnizorii și ne-au spus că este foarte greu de rezistat în contract în condițiile actuale. Pentru ca această listă de așteptare a persoanelor care solicită îngrijire la domiciliu să ajungă la zi, este nevoie de peste 200 de milioane de lei, iar pentru rezolvarea acestor cazuri de către Casa Județeană de Asigurări de Sănătate, Olt, este nevoie de un buget lunar de 40.000 de lei.